Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu, eu sunt Sandu Gospodaru, vă doresc o zi minunată, astăzi o să facem pentru sărbătorile de Crăciun, o să facem o rețetă de chiftele din carne de pui, mai exact, din pulpe dezosate. Pentru această rețetă o să avem nevoie, eu am aici un kilogram de pulpe dezosate, o să mai avem nevoie de două ouă, un cartof, patru căței de usturoi, acum usturoi fiecare pune cât îi place, două linguri de pesmet, pentru fiecare ou câte o lingură de pesmet, sau dacă nu puteți să puneți și pâine înmuiat, acum fiecare cum vrea. O să mai avem nevoie de sare, chiper, condimente cât mai bune, o să folosesc condimentele astea de la Fuchs, pentru că și bio, și special condimente pentru chiftele de la Cosmin, astea dă un gust foarte bun la chiftele, sare și chiper. Rețeta împreună pas cu pas, prima dată o să dăm carnea, pulpele dezosate până mașina de tocat și facem împreună rețeta. Acum, oameni dragi, o să ne apucăm și o să ne dăm toate pulpele de pui dezosate până mașina de tocat. O să măcinăm carnea. Am terminat de măcinat carnea, o punem deoparte. Acum o să zdrobiesc și usturoiul și o să ragem cartoful, o să-l dăm până răzătoare. Părăzătoare. Un momentic să zdrobim. Eu pun 3 căței de usturoi. Acum, dumneavoastră, fiecare puneți în funcție de cum vă place și cât vă place să fie de usturoi. Așa. Bun. Punem deoparte și usturoiul. Așa. O să ne apucăm și o să dăm și cartoful. Cartoful o să-l dăm părăzătoare amnică. O să-l dăm aici părăzătoare. Am terminat, oameni dragi, e răzăluit și cartoful. Acum cartoful lăsați așa cu tot cu zama aia care iese din el, pentru că e amidon. Și asta ajută foarte mult să lege chiftelele, amidonul ăsta. Țăpăm aici cartoful peste carne. Îl pusim aici, ia așa ni. Așa, bun. Punem și usturoiul. Țăpăm și usturoiul. Așa. O să iau și o să pun. Punem și ouăle într-o farfurie și le batem un pic, iar apoi punem pesmetul peste ele. Batem un pic ouăle. Țăpăm pesmetul peste ouă. Un pic ca să se și vadă. Și amestecăm. Acum eu o să pregătesc compoziția, iar nevastă mea va fi cea care le va modela și care le va coce. Noi nu punem, oameni dragi, nu punem frunză de pătrunjel în chiftele, pentru că conține condimentul ăsta care e special pentru chiftele, conține și frunză de pătrunjel și atunci nu trebuie și ăsta și și ăsta conțin frunză de pătrunjel și atunci nu trebuie să mai punem frunză verzi. Așa, țipăm aici. Să lucru cu lingura de lemn că e mai bine. Asta ajută pe smetul și ouăle, ajută să lege foarte bine compoziția. Așa. Bun. Acum o să punem condimente. O să pun condiment și de asta și de celălalt pentru chiftele. Așa, nu pun foarte mult pentru că o să amestec și o să mai pun atunci. Asta, condimentul ăsta de chiftele, care e special făcut pentru chiftele, le dă un gust bun. Așa, după aceea o să mai punem și punem un pic de sare. Punem și sare. O să amestecăm și după aia pun și chiperi un pic. Amestecăm și gustăm și după aia, dacă mai trebuie, condimentăm fiecare în funcție de cum ne place, după gustul nostru.
da? Amestecăm bine, bine. Vă garantez că rețeta asta e foarte bună din pulpe de zosache. Noi o facem de foarte mult timp. O să gust un pic. Mamă, ce bun e, mai trebuie un pic de piper. Așa, și o să mai pun un pic de condiment pentru chiftele. Nu foarte multe, ale sunt foarte bune deja. Bun, atât. Ne amestecăm. Și asta o să fie compoziția noastră de chiftele. De aici încolo o să vină nevastă mea și ea o să se ocupe mai departe, să le modeleze, să le cocă. Așa arată împlutura noastră de chiftele. Acum nevastă mea se apucă de modelat chiftelele. Ea o să le modeleze, așa cum am spus, și o să le cocă. Am uitat să specific, oameni buni, dar vă spun acum, nevastă mea întotdeauna când face chiftele, își pune într-o farfurie apă curată și acolo bagă mâna ca să nu-i să lipească chiftelele de mână. N-au terminat nevastă mea de modelat prima tură de chiftele, acum o să mergem dincolo și o să le cocem, iar apoi când ești gata o să vezi cum o să vă arăt cum a ieșit. N-au pus nevastă mea ulei într-o cratiță să se încingă, acum ulei trebuie mai mult, oameni buni, ca să fie chiftelele în baie de ulei, să se poată coace ele bine. Ne-au lăsat doamna chiftelele cam 2 minute pe parte, cam așa cu aproximație să zic, acum fiecare în funcție de cum are focul. După care o să le întorcem, le facem frumos aurii. Oameni dragi, chiftelele noastre din pulpe de zosache e pus gata. Ia așa a ieșit, lângă am pus niște sfeclă roșie. Sper să vă placă și dumneavoastră. Așa arată chiftelele noastre. O să vedem și cât sunt de bune, dar am gustat înainte și sunt foarte bune. Ar trebui să rump una cu una ca să vă arăt cum arată. Uitați și dumneavoastră, încă sunt tica burinde. Vă garantez că sunt și foarte bune. O să le las un pic să se răcească, pentru că sunt fierbind. Sfeclă roșie lângă. Să mă iertați, oameni dragi, că vorbesc cu gura plină. Oameni dragi, eu sunt Sandu Gospodaru. Vă mulțumesc încă o dată tuturor din suflet, celor care sunteți alături de noi. Dumnezeu să vă dea sănătate, să aveți sărbători fericite, cu pace, cu liniște. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine!